De ani de zile, mii de ieșeni care locuiesc în Copou se plâng de faptul că multe străzi sunt pline de gropi. Primăria a anunțat că se va începe o amplă campanie de modernizare a mai multor străzi din cartierul Copou. Este vorba despre străzile Teodor Văscăuțanu, Dr. Victor Babeș, Titu Maiorescu, Nicolae Strati, Turcu, Ion Roată, Șoseaua Muntenii și Alea Copou. Prima arteră care va beneficia de lucrări de modernizare este a Munteni, unde lucrările au început cu frezarea carosabilului. Următoarele străzi pe care se va lucra sunt Alea Copou și strada Teodor Văscăuțeanu. Lucrările pentru cele opt străzi vor fi executate în cel mult 12 luni în cadrul unui contract în valoare de aproape 10 milioane de lei.